Eu vă mai spun o dată că o cheamă Crina, că o cheamă Denis, că o cheamă, că o cheamă Carmen Paia, care e în turneu în Belgia acum, n-o vedeți, că îl cheamă Adrian, că mă cheamă Artan, că îl cheamă Cătălin, Marian și Dan. Îl cheamă și pe Luca, dar îl cheamă puțin mai târziu. Îl cheamă acasă. Na, hai. Îi dau drumul lui Tre? Da, hai. Hai, că vă liniștiți voi, da? Ușor. Încă o tură pentru domnul, că a mai avut ceva de spus. Văzut plăcut mistrețul galben, numai cu degetele, ochit, lovit, copita scurtă. De trei zile e urmărit prin hățișurea ostenit. Cât aș vrea să-mi văd nevasta închisă duna la zobănea sa, voi fugi, voi fugi pe calea ferată. Mi-aș da copita s-o știu salvată. Fuga, fuga din palu, cât de greu e să prind mistrețul. Fuga, fuga prin părul. Fuga, fuga prin părul. Cât de greu e să prins mistrețul. Fuga, fuga prin părul. Microfonul de la San Remo. O să-mi îngădui să vă rog să spuneți că fuga prin poru. Un, doi, da ușor și fuga,
fugă. Ia nu-l armă. Ia lasă și Cătălin. Fuga, fuga prin porumb. Fuga, fuga prin porumb. Microfonul de la Sanremo ăsta a fost.